În anul 2019, Dumnezeu ne-a pus pe inimă lucrarea noastră să se mute din nord în sud, în partea de sud a Irakului. Ne-am rugat mai mult și am postit și Dumnezeu ne-a pus pe inimă ca să începem să facem acele mici evangelizări pe stradă în Irak. Toată lumea a zis că ne-am pierdut mințile. Într-una din zile, echipa noastră de misiune, misionarii s-au dus în Bagdad și scopul nostru era ca să ajungem la văduve și la orfani. Clar că dădeam și un pachet pentru oamenii care veneau acolo. Au intrat într-o moschee să predice Evanghelia. Imanul le-a dat voie să predice Evanghelia. Și în momentul în care misionarii predicau despre Iisus Hristos și când a spus că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, lumea a început să se agite. Și atunci când a văzut că se agită, a zis ei, lăsați-ne să ne rugăm pentru voi. În timp ce se ruga, un băiat, un pastor din America, pe loc Dumnezeu îi descoperă că acolo, în sală, este o femeie care are probleme mari cu inima și ea leșină foarte mult din cauza inimii. În momentul ce a zis lucrul acesta, femeia de pe ultima bancă leșină, cade jos. Lumea a început să se agite, băieții aceștia s-au rugat, a fost femeia aceasta cam moartă. Nu mai răsufla, inima nu mai bătea, pulsul nu mai avea. S-au dus misionarii și au pus mâinile peste ei, peste ea, la rugăciunea lor, femeia aceasta s-a ridicat în picioare. Nu știu să vă spunem dacă a fost moartă sau nu, dar așa declară ei. Când n-a mai avut nici puls, nici bătaie de inimă. Când a văzut oamenii din satul acela, minunea lui Dumnezeu, a sunat din nou la misionar și a zis, trebuie să mai veniți înapoi. Prietenul meu m-a sunat și a zis, trebuie să-ți iei bilet să vii de urgență în Irak. Dar de data aceasta vin jos, în Bagdad. L-am luat pe Vitali, ne-am luat biletul de urgență, ne-am suit pe avion, ne-am rugat, Dumnezeu ne-a vorbit și am mers acolo. Pentru că era în luna iulie, timpul cel mai nepotrivit să te duci. În partea aceea, credeți-mă, călduri de 50 de grade, insuportabile. Am prins și călduri de 53 de grade Celsius. Activitățile pe care le făceam, le făceam dimineața la ora 7, la 8 și seara de la 9 la midnight, la miezul nopții. Eram la ora 7 fără 10 minute, conduceam mașina. Am primit un text message pe WhatsApp, îl am și acum, de la un frate din România de culoare. Numele lui este Charles. A venit, m-a textit și a zis așa, frate Gabi, te văd în mașină că mergi la o întâlnire. Zice, acolo vor fi două persoane. Va fi o femeie care va suferi de depresie agresivă. Zice, nu-ți fie frică, puneți mâinile peste ea, Dumnezeu o va vindeca. Dar, a spus el, mai este și un bărbat care va avea probleme intestinale. Să te rogi și Dumnezeu îl va vindeca. Atunci în mintea mea s-a dat o luptă și a zis, cred că mesajul acesta nu este de la Domnul, pentru că în locul acela nu o să fie niciun bărbat, erau numai femei. Noi am știut că o să fie numai femei. Am predicat Evanghelia și când din nou am ajuns la punctul acesta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, lumea, femeile acelea au început să se agite și am început să ne rugăm. Și a venit o femeie la mine care și la Narcis și la Vitali și a zis, eu am sufăr de depresie, ceea ce Dumnezeu ne-a vorbit. Zice, aș vrea dacă voi predicați pe Iisus Hristos, că vindecă, că iartă, că eliberează, aș vrea să vă rugați și pentru mine. Și ne-am rugat pentru ea. Dumnezeu a vindecat-o pe loc. Când oamenii au văzut femeile acelea, au început să urle în gura mare, bărbații care erau în afara clădirii, când au văzut că femeile acestea urlă și au dat seama că viața lor, au gândit ei, este în pericol, au intrat în clădirea aceea și a venit mai mulți oameni, a venit un iman, a venit un soldat care a luptat pentru armata irakiană și mai mulți bărbați. Și când a văzut că totul de fapt este ok, noi am explicat ce am făcut, că ne-am rugat. Și a venit imanul la mine și a zis așa, zice, acum o să punem la îndoială, vedem la test credința voastră. Cine este cu adevărat Dumnezeu? Și a venit imanul acesta la mine, am și fotografia în telefon, și a zis așa, bărbatul acesta
a fost un soldat, a luptat în armata irakiană, a luptat împotriva lui ISIS și ascultați-mă bine, a fost împușcat în stomac prin partea dreaptă și glonțul a ieșit prin partea stângă. Și zice, din momentul acela are probleme intestinale. Când am auzit cuvântul acela, am știut că Dumnezeu va face o minune. Dar sincer vă spun, a venit și Duhul de frică peste mine. Am zis că mă duc și el a zis, roagă-te pentru el. Când să mă rog, am dat înapoi. Vitali din spatele meu zice, du-te și roagă-te. Și am zis, frate Vitali, e ușor să zici du-te și roagă-te. Eu o să mă duc, dar tu stai în spate, nu faci nimica. Și s-a uitat la mine și a zis, frate, Domnul a zis că va lucra, puneți mâna și Domnul va lucra. Atunci am prins curaj, i-am cerut permisiunea să-l ating. În viața mea n-am atins o burtă, zici că aș fi pune mâna pe lemnul acesta. Așa de tare era. Am început să mă rog și am zis că mă rog în numele lui Iisus Hristos, mi-a dat voie. N-am știut pentru ce să mă rog, dar atât m-am rugat și am zis, Doamne, în numele lui Iisus Hristos, intestine, îți poruncesc să funcționezi complet, vindecate, 100% în numele lui Iisus Hristos. Când am zis lucrul acesta, omul acesta a început să tragă aer în piept și a început să facă... Și am zis, tu l-ai, Doamne, ăsta moare acum. Și dintr-o dată am auzit un zgomot, cum voi mă auziți pe mine și eu vă aud pe dumneavoastră. Câteodată ne mai schiorle mațele de foame. Așa s-a început să se aude în stomacul lui. Un schiorlăit așa de tare. Zici că lucrurile se aranjau. Și a început să urle și a început să zică, respir mai bine, pot să respir, pot să trag aer în piept, pot să... Ziua aceea, Dumnezeu s-a atins de el. Oamenii din Bagdad au văzut minunea lui Dumnezeu.